Joi au avut loc activități la cetatea dacică de la Bănița în vederea efectuării măsurătorilor necesare clarificării regimului juridic al sitului. Aflat în componența ansamblului de fortificații dacice, înscris în lista patrimoniului mondial UNESCO, cetatea de la Bănița este situată la peste 900 de metri altitudine pe dealul Bolii. Măsurători terestre au avut deja loc la cetățile dacice de la Costești, Cetățuie, Blidaru și Piatra Roșie, urmând ca până la finalul acestei luni să fie executate măsurătorile finale la toate cele patru situri. Operațiunile aflate în derulare sunt parte a procedurii de preluare în administrare și înscriere a cetăților dacice în patrimoniul județului Hunedoara.